societate ulterior, au apărut, eu știu, societăți gen democrație, dar inițial erau teocrații, pentru că era regele care era și preot, cum a fost și la getodaci, cum a fost și la evrei, ulterior. Știm foarte bine că a fost Saul, care a fost după aceea urmat de David, înainte lui Saul și David era Samuel, deci erau conduși de profeți. Deci de cum erau și getodaci, dacii noștri, care erau conduși de preoți, care erau și regi în același timp, cum pornea, spunea și Lutărul de Deceneu, care era mai mult un fel de titulatură de Deceneu, era numele lui exclusiv. Păi știți că există un citat extraordinar a unui istoric care a studiat în general zona aceasta, Fisonului sau Fisoniții, Fisoniții fiind locuitorii din dreapta și stânga râului Fison, care este Dunărea actuală, numele lui antic era Fison. Îl regăsim în Geneza, în primul capitol, când spune că acel râu care ieșea din Eden se împărțea în patru brațe și unul dintre ele scălda țara Havila, care era plină de bdeliu, onix, aur și diamante și este o descriere foarte largă pe mai multe rânduri. Havila fiind anagrama Valahia. Deci noi suntem menționați acolo înaintea tuturor popoarelor și înaintea tuturor țărilor. Practic este de ce? Pentru că este zona cea mai apropiată de ieșirea din Rai. Raiul din străjuitul ulterior după cădere, de Arhanghelul, tradiția spune Mihail, poate fi unul contează, un Arhanghel, un înger cu o sabie vâlvâietoare care păzește intrarea în Rai. Sigur, imaginea aceea văzută de profeți poate să însemne orice, un portal, o interdimensional, poate să fie orice. Iar pământul cel mai apropiat, pe un picior de plai, pe o gură de Rai, este chiar țara noastră, de unde au scoborât prima dată zeii pe pământ. Și de aici s-au extins toate religiile, toate culturile, în toată lumea, având originea Obârșia în Muntele Obârșii, că l-avem chiar aici în Bucegi. Ce este important de un istoric numit Jean-François Gassion, care spunea într-una din lucrările sale, când legenda și religia se întâlnesc, istoria este aceea care dobândește sens. Dacă noi analizăm istoria pe bucăți, separat, știți, modelul scandinav, sau mai precis cel germanic, în care toți devin experți, cei mai buni specialiști, exemplu, în fabricarea unei șaibe, dar n-au văzut în viața lor un șurub. Ei sunt, își dau doctorat în șaibă, dar nu știu ce e șurub. Merg la alt specialist și trebuie să se pună tot la un loc ca să facă șurubul cu șaibă. Specializările acestea, vedeți, sunt antiproductive. Noi avem un savant, încă mai este profesor la Babeș-Bolyai, un veteran al geniilor, am putea spune, Basarab Nicolescu, care este părintele transdisciplinarității. De unde învățăm că pentru a dobândi o cunoaștere similară a anticilor, care la ei vorbim de erudiție, nu poți să vorbești de specialitatea într-un domeniu, pentru că atunci ești cel mai bun, cel mai mare dintr-un domeniu foarte mic. Adică ești aproape zero. Pe când, ca să înțelegi un fenomen, acesta plenar, să ai o viziune caleidoscopică, să înțelegi că dacă e omenirea doar studiind, eu știu, istoria munților, a anzilor, nu vei înțelege niciodată ce se va întâmpla cu nașterea munților Carpați. Deci trebuie să vezi în ansamblu. Exact cum medicina trebuie să fie abordată holistic. În cazul nostru, mai suntem în emisiune? Da, mai pierdem, mai câștigăm, mai. Doamne, așa că am neobișnuit. În cazul nostru trebuie să înțelegem că tot ce se întâmplă acum în politică, conflicte, războaie din cele 200 de ani a așa zisei democrații triumfătoare a unei țări care noi am fost învățați, clișeu, meme, că este model pentru toate țările, Statele Unite. Acum am înțeles de fapt că numai vreo 20 de ani au avut pace. În rest, istoria lor e bazată doar pe război, pe cotropire, pe tâlhărirea altor țări, așa cum a fost și Imperiul Anglo-Saxon, că de acolo și sunt copiii acestui imperiu, de Commonwealth, de cum au reușit ei să conducă și la ora actuală au colonii de
politica colonialistă, sunt lucruri concrete, știi, nu trebuie să ne ferim de ele, dar asta e realitatea. Nu poți uite țara în ghilimele civilizată, țările civilizate, G20, că G7, pe care sunt alea? Pe sunt țările care au furat cel mai mult de la celelalte, adică iertați, mai trebuie să vorbim de istorie, vorbim de fapte concrete. Și la ora actuală există colonii. Există colonii. Toate imperiile au fost create prin foc și sabie. Înțeleg, și averea lor și civilizația lor, în ghilimele, frumăseții lor, creații lor extraordinare, orașele cele minunate pe care mergem noi ca turiști și ne minunăm, Doamne, ce frumos, cum la noi nu există, la noi a fost războaie, că toate războaiele lor se duceau în alte țări, nu se duceau la ei acasă, ei erau nederanjați. La ei, în continuare, copiii mergeau la școli, învățau, studiau, erau relaxați și, în realitate, armatele lor de mercenari distrugeau țări cu teritorii în altă parte, nu la ei. Asta să le vedem și la ora actuală, să știți, modelele sunt identice. Însă, în realitate, tot ce se întâmplă, știți cum se spune și în Tatăl nostru, precum în cer și pe pământ, am putea spune invers, precum pe pământ, așa și în cer. Cei care au fost aici, înaintea noastră, mai multe civilizații, unii spun că au fost 7 valuri, 7 civilizații. Și avem dovezi incontestabile venind acum ulterior, arătând ce s-a descoperit pe fundul Amazonului, că a secat enorm, ce civilizația a fost acolo, ce avansate, orașele pierdute, că s-au făcut și filme de atunci, erau decât niște supoziții, ete că acum arheologii, dar se văd din elicopter, că acum nu poți să traversezi pe acolo, pe jos, și se văd foarte limpede și clar orașele care au fost acum, după secarea Amazonului, în ce oraș a fost, marea, când s-a retras acum în coastele Spaniei, ce cetăți se află în coastele mării, oceanului. Se văd și acum sunt denumiri ale unor cetăți care au crezut până acum că sunt vârfuri sau, eu știu, arhipelaguri. Nu, este vorba de cetăți, de orașe scufundate, semi-scufundate, care acum se văd perfect. Toate acestea arată că civilizații mult foarte avansate, mult mai avansate ca ale noastre, au fost înainte și nu foarte departe, fiindcă ultima a fost în urma unor războaie teribile și le vedem, poți măsura după radioactivitatea care a mai rămas încă și în zona Buzăurii, în zona Buzăurii, v-am zis că sunt 63 de mii de angstrom, claritatea cerului unică, nici la Puerto Rico, avem observatorul acela fabulos construit, că acolo este cel mai înaltă înălțime unde se poate construi un observator fizic, pentru că este cerul foarte curat. În zona Bozierului este mult, mult, mult mai, nu știu, potrivit pentru așa ceva, dar este total interzis să construiești în zona aia. Nimic nu va fi vreodată construit acolo. Nici autostrăzi, nici orașe, nici nimic. Pentru că este o zonă interzisă de acele civilizații care acolo sunt foarte active. Sunt baze militare extraterestre, dovedit, știut la nivel unde? De SSAT, pe lângă Buzăurul, dar se știe. Se știe că un loc absolut interzis, așa, de exemplu, când ești turist pe platoul Bucești, ai să vezi la un moment dat, dintre Sinaia și Piața Arsă, când mergi pe jos, potecă oficial marcată, mergi pe jos și te trezești cu soldați lângă tine, că ce ca o specie. Și garduri care spune interzis. În engleză sunt baze, nu sunt NATO, sunt americane. Dar deducem, pentru că sunt oricum militare, dar nu sunt românești, asta este foarte clar, și nu ai voie să te apropii. Cum? E ceva public? Știe cineva? Dar du-te acolo și să vezi că nu ai voie să treci pe acolo. Și este traseu turistic. Deci ia n-ai să mergem să... noi într-o zi acolo. Să vedem și noi cum se justifică această chestiune. N-am voie să trec. De ce? Păi e bază militară cu tare. Cum să fie bază militară pe teritoriul românesc și eu sunt cetățean român și n-am acces acolo. Dar ce faceți aici? Bombe atomice, ce faceți aici? Asta să vedem și noi despre ce e vorba. Deci ziceți că acolo totuși ar fi ceva capturi extraterestre sau parteneriate? Cum să le definim? Bună întrebare, pentru că, de exemplu, eu personal am văzut o semintă de uriaș undeva pe la corbi de piatră și azi am văzut, ulterior știam că o să meargă specialiști, o să dezgroape acolo, când colo
A doua zi, deodată a dispărut totul s-a sigilat, nu se mai știe nimic. Oficial. Eu de se uită Diana la noi, este gata de plecare, mergem acolo. Mergem toți trei. Am mai avut toată experiența asta cu vârstă. Aveți curaj sau nu? E frig, merge, dar nu-i departe. Să știi, de traseu turistic între Sinaia și Piatra Alba, nu este departe. Atâta doar să fim prudenți, să ne mișcăm încet, ușor, pentru că ea n-au lege și reguli, practic n-au absolut nicio, nu există oficial, dar când îmi spune plecat de aici că e zonă militară, dacă nu, păi se întâmplă, adică exact ca area 52. Păi ce, există oficial terenul, baza aia militară? Nu există. Dar du-te acolo și vezi avioane că aterizează. Stai puțin, bă, Robson, Bobby, băi, este a treia oară când tu întrebi la o emisiune dacă e live. Nu e prima oară. Bă, mai terminați, mă, cu chestiile astea, mă. Normal că e live. Voi nu vedeți că e live? Dar ce glumă asta, bă, frate? Scuze pentru întrebare. Că timpul nu există, e relativ. Tocmai vorbeam de religii. Da. Deci, în punctul ăsta de vedere, timpul nu există. Maia și măsurau 8 dimensiuni exclusiv temporale, ale timpului, nu ale spațiului. Deci noi suntem foarte, foarte în urma lor, adică nici nu știm ce înseamnă timpul. Kozyrev, Nicolae Kozyrev, astronom, considera timpul ca un fel de sursă de energie. Putea să alimenteze niște generatoare cu așa ceva. Prin torsionarea unor oglinzi de Kozyrev foarte cunoscute, putea să modifice continuu un spațiu temporal. Deci, dacă tot vorbim de religie, să știți că religia este cea mai înaltă știință posibilă, iar Biblia, cel puțin din limba ebraică, și o să vă explic că limba ebraică este o limbă secundară, provenită de limba arimină, cum vorbea și Iisus, aramaica, arimină, limba strămoșilor noștri, pentru că limba runică descoperită de Grigore Alb Graal, profesor universitar la Facultatea de Istorie, a descoperit limba runică din 44 de semne, nu 22 cum are limba ebraică. Deci este un fel de limba mamă a tuturor limbilor, deci cu 5.000 de ani înainte de Hristos, deci cu 7.000 de ani. Deci cam pe când erau și tăblițele din Drobeta Tunseveina ale tărtărienilor din Tărtăria, cum se spune și denumirea aceasta, Imperiul Tărtărian, care a existat pe teritoriul actualului imperiu, cum era ulterior Imperiul Țarist. Tot ce vă spun eu acum sunt lucruri dovedite, măsurate. Dacă am înțelege că limba aceasta este un fel de limbaj de calculator scris în 22 de semne, cum e aceasta, cea mai rămas, pentru că la început era pe cale orală. Ulterior, după traducerea rabinilor, când era după răpirea babiloniană, când ei au plecat în bejenie, cum am spune noi, distrugerea primului templu, s-au împrăștiat în diaspora și pierzându-și conexiunile divine, pentru că ei la templu făceau acte de divinație și reușeau să-și împrospeteze mereu bazinul revelațional și își împrospătau transmisia orală a gnozei, în lipsa templului, au fost obligați să pună în scris toată tradiția lor, ca să nu se piardă. Și au reușit, din ce au avut inițial, să folosească limbajul de 22 de semne. Nu 44 cât aveau preoții noștri getodași, cei vechi daoi, din care provine taoismul. Taoismul plecat din zona nordului Neamțului, cultura cucuteni, care a străbătut toată țara sudul Europei și a ajuns în Orient, în China, în zona Yangshao, unde avem 80 de milioane de chinezi care cântă din cimpoi și vorbesc limba română. Bine, limba mai veche. Cu ochii obicei așa, vezi cum cântă la cimpoi, sunt foarte drăgălași. Te mai înțelegi așa cum e, cum te înțelegi cu macedonii noștri, dar tradițiile sunt aceleași. Ei sunt un fel de chinezi moldoveni. Foarte simpatice. Cred că nici ei nu știu de unde provine cultura lui fantastică. Acolo s-a născut taoismul, care ulterior s-a transformat în taoism. Toate acestea, să știți că reprezintă doar o mică parte din ce s-a întâmplat pe Pământ. Pentru că vorbim, am zis, am început cu boziorul, cerul acesta este atât de limpede, pentru că acele cristale din firmament, care este gheața albastră și e cumva transparentă, și vedem noi alte, nu știu, planete, sori, care s-ar putea să fie doar o proiecție, dar s-ar putea să fie și reală, dar trecând în această sticlă din firmament, acolo e mai subțire, de aceea este foarte limpede și auzuriul acela este foarte intens, cerul e foarte curat, pentru că s-a refăcut
oarecum recent, refăcut recent. Și toată zona aceea, pentru că s-a fost supusă unor bombardamente teribile și cetățile de acolo au fost topite realmente. Iar exploziile acelea formidabile au aruncat pietrele și toată materia în aer, când a coborât, s-au răcit și au luat forma de picături, la forme sferice și așa au apărut trovanții. Vă dați seama ce temperaturi infabuloase, ce război teribil au fost. Ceva similar cu Mahabharata și regele Arjuna, care a fost ajutat, secundat în mod vizibil și real și de soldați de Krishna. La vremea epopeei Mahabharatei, unde a fost un război teribil cu cinci regi și fratricid oarecum, dar în care zeii au intervenit. La fel avem în epopeea lui Gilgamesh și zeii au intervenit, Anunnaki. De Anunnaki este altă civilizație, separată de codul lui Manu. Apropo de Anunnaki, Manu îi avem în India, Bharata, cum era înainte. Toate acestea vedeți că sunt civilizații diferite. Partea asta, asta este cu zona Orientului, cu actualul Irak, Babilon, dar vedem în partea Greciei, strămoșii noștri, muntele Pindului, actual Olimp, unde sunt strămoșii noștri. De acolo au venit Apollo, care este în panteonul grecesc, este un zeu trac, de al nostru, Dionisus, este al nostru, este fratele lui Zalmoxis. Dacă e să ne gândim că de aceea erau ei gemeni, gemenii care s-a contrazis, majoritatea istoricilor spun că gemenii Zalmoxis. S-au făcut o grămadă de supoziții că Gebelizis, că Artemis, că nu este adevărat, gemenii erau Dionisos și Zalmoxis, care că spune că au fost doi. Zalmoxis sunt două interpretări. Grigore Albu Graal o spune foarte clar, el deducând această cunoaștere dezvoltând în urma traducerilor de pe o parte din tablițe de plumb care au fost copiate după cele de aur la Sinaia, de pe niște pietre de andezit din interiorul peșterii Ialomiceara și din muntele Obârșia, unde avem Avenu, o peștere care se află chiar sub Sphinx. Puțin știu de Avenu acesta, o peștere din Buceci, unde este acum închisă, e sigilată, betonată intrarea, acolo există toate scrierile care le găsim pe fundul lacului Bicaz, înainte de a fi inundat, se află o intrare a unei alte cetăți subterane și pe piața aceea au fost niște scafandri acum nu mai mult de vreo 15 ani și au descoperit aceeași scrieri care le găsim în peștele rupestre din Bozior, lacul Bicaz, peștele Mincioara, Avenu, unde a avut Elena Udrea în Dobrogea, așa, unde sunt acolo tot un complex de peșteri, un complex în care s-a oprit, s-a primit un ordin imediat să închide tot, după ce s-a investit enorm în Mahmudia, am fost de atâtea ori acolo, ce scuze acum că mi-a țin minte, dar este foarte cunoscut, este un platou și o bisericuță, o mănăstire făcută de un altul Teodosie și în acel complex există aceste scrieri teribile care i-a înfocat pe toți istoricii, dar deodată un telefon, ca de obicei, cineva din exterior, foarte interesat să șteargă toată istoria. Așa cum în centrul Ungariei s-a descoperit o cetate dacică prin anii 300, în mijlocul Ungariei, după ce au săpat acum la o șosea. Și a zis, păi dacii care au fugit de sarmați, să ne vrească Dumnezeu, că dacă îmi fugi... Ia să privim lucrurile și așa. Ok, au fost niște chestiuni care s-au întâmplat într-un trecut antic. Mai multe civilizații care avem peste noi. Mai mult decât antic. Nu au fost doar Anunnaki, sunt mai mulți. Exact. Mai mulți avem. De ce acest sistematic blocaj pentru aflarea adevărului? Cât ar mai putea să deranjeze aflarea unor adevăruri vechi de 10.000 de ani, de 20.000 de ani și așa mai departe. Cât ar putea să deranjeze? Luis, este foarte periculos. Să spune ce? Când s-au dus americanii în zona, nu mai spun de Petra, acum când au bombardat minunația aceea, inteligenție, ISIS, au bombardat aceste statui fabuloase, monument UNESCO, deci că erau zeități. Nu că erau zeități, a venit ordin.
pentru că trebuia să fie distruse, că în spatele erau niște intrări și vreau să aibă acces la tehnologie. Toți caută tehnologie, toți sunt, e vorba de finanțări militare. Americanii când s-au dus în zona Punjabului într-o peșteră și au descoperit acolo că satelitul a văzut că ceva metalic și care are anumită energie, care nu prea are legătură, contrastează cu restul solului sau situlului arheologic, s-au dus și au văzut o vimană așa extrasă și era perfect funcțională. Deci ce vorbim acum? Deci este un OZN în realitate. Bine, arată ciudat ca un fel de tuci de mămăligă. E urât, adică antic, cum ar fi o mașină de anii 1920 în comparație cu Mustang de anii noștri. Deci e o ciudățenie, un lighean pătrat, urât, dar care era funcțional. Ciudat, avea raza morții și toate cealaltă, fiindcă există și extrasă din schile verice vechi, în care arată perfect ca un fel de manual de utilizare a acestor. Da, dar uite cum arată stealth-ul ăsta al americanilor, ultimul model. Da. Deci e clar un OZN, zici că e. Da, așa și așa poate să aterizeze și perfect din vertical. Nu e nevoie neapărat să aibă o pistă sau lucruri de genul ăsta. Deci e un salt tehnologic destul de mare în câteva decenii. Spune că nu este o invenție a oamenilor, ci că este ca un fel de tehnologie dată la schimb. Deci invizibilitatea, ca și nanotehnologia, de exemplu, care o avem noi acum la nivel de, ce să ne lămurim, un nanometru este, sunt patru atomi unul lângă altul. Patru atomi face un nanometru. Haideți să ne imaginăm, deci când vorbim de grafen și o sită de grafen care nu are legătură cu pandemia, vorbim de 20 de ani, să știe grafenul ăsta, este practic din ce avem noi din cărbune care folosim și la creionul de care îl ascuțim cu ascultarea. Bunicii, părinții, noi am folosit că creioane de asta la școală. În anumite condiții, grafitul acela poate deveni grafen și care are anumite proprietăți. Utilizarea grafenului acum ca și nanotehnologie și ca unități inteligente autoansamblabile, păi nu mai vorbim de tehnologie umană. Practic este un salt tehnologic care nu are cum să fie acoperit, că nu e acoperit în dezvoltare, dacă ar fi simetric, sociologic, de conștiință, de orice vrem noi, nu are cum. Deci oamenii să tâmpesc pe de ce trece, dovedit matematic științific, creierul se mișorează, pentru că îl atrofiem cu telefoane mobile, de exemplu. TikTok. TikTok s-au făcut niște studii și când a apărut TikTok, el nu a apărut întâmplător. El a apărut pentru a distrage atenția de la lucruri importante, grele, pentru care exista necesitatea unui efort intelectual extrem de mare și a zis, domne, dacă le facem niște filmulețe mici așa, majoritatea neserioase, care să fie despre funduri și țâțe goale și mai știu eu ce prostii din astea, chefuri sau aiureli, o să le distragem atenția în atât de mult încât ei nu vor mai fi interesați de lucruri pentru care trebuie să gândești prea mult, pentru care trebuie să citești, să raționezi, să argumentezi, să analizezi. Și atunci o să se mulțumească de mici cu acest tipar facil de a lua informație, care este, desigur, o aiureală de divertisment. Deci ăsta ar fi un moment de divertisment. Muncești și la un moment dat e o pauză. Când e o pauză, atunci poți să vezi 7 clipuri pe TikTok sau pe Instagram. Dar, din păcate, chestia asta ce a devenit? A devenit, practic, o dependență și sunt oameni care nu mai muncesc, stau toată ziua numai pe rețele și în special pe rețelele care sunt prea facile la modul ăsta. Deci, într-adevăr, aveți dreptate când ziceți că creierul își tinde către o resorbire, că nu mai e folosit nici măcar. Oricum nu-l foloseam dinainte, nu-l foloseam decât, am înțeles eu așa, 25-30%, deci ce se întâmpla cu restul creierului. Adică toate puterile alea, ați văzut cum e acum, ăia, Marvel, cu toți ăia au putere, au nu știu ce. Dar nimeni nu încearcă treaba asta, să vadă, bă, oare chiar am putea să fim telepați sau psihokinetici, să deplasăm lucruri cu puterea gândului,
sau lucruri de genul ăsta. Nu, că dacă toată ziua stai cu ochii în TikTok, cum să-ți limpezești creierul și să-l pui la muncă pe un alt nivel? Să intri în... Da, mă rog, nu vreau eu să vorbesc prea mult, că astea sunt niște gândurile mele. Să continuăm. E un mușchi, creierul, un mușchi care se atrofiază dacă nu folosești, atât de simplu. Și ca și creierul și celelalte simțuri, că vorbim de sistemul neurovegetativ, parasimpatic, care este legat de cele endocrine, de echilibru homeostazic al întregului metabolism, el este dat de funcționalitatea echilibrată a tuturor organelor și mușchilor, creierul fiind ca mușchi, dacă nu-l antrenezi, se atrofiază. La fel și cum te atrofiezi dacă nu faci 5-10.000 de pași pe zi. Dacă, nu știu, nu te odihnești suficient, că în timpul somnului creierul nu doarme, el operează alte procese necesare, ritmul circadian, care este de a doua zi, pe timp de zi, dacă nu vezi lumina zilei, afectează glanda pineală, că este, nu apare melatonina, nu se stimulează anumite glande și intri în depresie, oamenii pot înnebuni în lipsa luminii, se cunoaște acel lucru, e deja știință. Este cunoscut pentru toți. Un fel de tortură, o tortură care după manual, este tocmai privarea de lumină, privarea de odihnă. Noi dacă nu ne folosim în mod echilibrat toate aceste organe, ca și de exemplu postul, vrei să postești, că trebuie să ajungi la performanțe spirituale. Nu poți fără post. Ce înseamnă post? Înseamnă să îl salvezi pe corp. Organismul nu se hrănește cu hrană. Adică cu hrana, nu cu mâncare. Mâncarea te mănâncă. Mintea te minte, doar hrana te hrănește. Hrana este exclusiv spirituală. Pentru că s-a dovedit că energia consumată de sistemul endocrin, sau cel digestiv, este mult mai mare de 8 ori, cel puțin 8 ori mai mare energia pentru a digera, procesa, consuma alimentele, pentru a duce nutrimenți și mai departe în energie către mitocondrii și celule, este o energie mult mai mare și pierdere timp și energie pentru a consuma un aliment, o hrană, care nu se face bine, mai mult îți face rău. Deci este doar iluzia noastră că noi ne hrănim din hrană, fiindcă sunt oameni, de exemplu, care țin post aspru, concret, doar cu apă, și sunt perfect sănătoși și păstrezi și limpezimea și dacă le faci analizele, ești perfecte, contrazicând orice toxină medicală posibilă. Deci dovedește faptul că omul are alte resurse, alte canale prin care se hrănește. Hrana adevărată, omul este de altă natură și ca să-ți duce, să ajungi la cele performanțe fabuloase, trebuie să ieși din matrix-ul acesta care constă în a-ți alimenta sistemul digestiv, pentru că el a fost conceput nu pentru hrană, ci pentru altceva. Inelele intestinelor sunt un fel de cifruri care le găsim pe acele lăcățele elvețiene, micuțele, băgăm noi la genți. Exact cum sunt acele cifruri rotițe de la lacăt, avem noi inelele intestinelor. Ele se mișcă și se potrivesc, se calibrează pe frecvențe. Noi avem niște dispozitive cuantice teribile în sistemul digestiv, acei zeci de metri de intestin, nu sunt pentru hrană. Sunt antene de calibrare cuantică pentru niște energii colosale pe care trebuie să le recepționăm, să le atragem în corpul nostru și să le modulăm, pentru că ne dăm mai departe. În mod normal, un om sănătos este cel care reușește prin izomeria moleculară internă a lui să dea mai multă lumină decât primește. În momentul în care ești la jumătate, ești la limită, în cotă de avarie, adică ești în burnout, ești obosit. Când treci dincolo și dai mai puțină lumină decât primești, ești deja în stare de boală și corpul intră în stare de vindecare. Și atunci faci febră, ai stare de boală, dar astea sunt autoinduse. Sunt pentru a te regenera. Și ca să te regenerezi, îți trebuie hidratare, odihnă, în primul rând odihnă, hidratare și să te decuplezi de orice înseamnă tot ce ți-a obosit. Hrana, de obicei pe ceaiuri multe, nu poți să mănânci când ești bolnav. E logic, hrana te obosește, nu ai nevoie de hrană. Ai nevoie de multe lichide odihnă, fără multe frecvențe și radiouri și energii care te pot... Deci cu cât ar putea să trăiască un om obișnuit? Calculat vreo 300 de ani biologic, 350, 300 de ani biologic, cel puțin materia cenușie,
în condițiile pe care le știm, 300 de ani. Dar sunt oameni, eu am întâlnit o persoană care a avut, deci avea și era unul dintre cei mai tineri, dintre pusnicii noștri, sigur că presupun că ei nu mai mănâncă nimic, 850 de ani. Asta trebuia să fie o taină, dar eu consider că nu trebuie să ținem taina asta, pentru că avem noi pusnicii, o să vină și o să-i 850 de ani? Și unde a trăit? În pădure? Printre cei trei simți ai Bucegiului, că de eu acolo bănesc, dar a fost, nu vreau una tehnologie să trebuie să, simții aceia care au trântit niște elicoptere. Trei sfinți ai Bucegiului, pe care acum îmi spune că deja sunt trecuți în sinaxarul românesc, sfinții Bucegiului, dar pe lângă asta, să știți că sunt sfinți păzitori, care sunt un fel de gardieni ai acestui tărâm și nu prea cred că are legătură cu excrescențele, cu forme umanoide care trăiesc pe această formă, acest tărâm. Nicio legătură, noi nu mai avem nicio legătură nici cu strămoșii noștri, nici ca statură morală, fizică, ca nimic. Ne-am îndepărtat enorm de mult. Nu mai avem cunoașterea erudițiilor, pregătirilor, verticalitatelor, caracterelor, nimic. Dar sunt aceștia, am văzut, deci era foarte înalt. Deci în jur de 2 metri jumate, 850 de ani. Așa erau oamenii înainte, erau foarte înalți. Uitați-vă, istoric vorbind, le găsim în muzeul din Sofia, există platoșa și armura pe care o are cavalerul Trac. Cavalerul Trac, care este, îl avem și pe monedele lor la Bulgari, cavalerul Trac este ca armura aceea teribilă, este de 2 metri jumate cel puțin înălțimea lui. Au zis că apenuchiul n-a fost folosită, era așa ca ornament serios și urme de lovituri pe ea, era ornament. 2 metri jumate, gândiți-vă, caii care erau încă 3 metri, deci lipițanii cum sunt la noi, la fel. Sunt foarte înalți, cai de război. A lor erau înalți, 3 metri cu 2 metri, cu 3 metri cu tot cu coif. E vorbim de vreo 6-7 metri de un fel de autobuz care vine asupra ta, să ne pustește. Venea, era ca trenul, ce autobuz. Nu se putea ține nimeni în fața lor, deci erau cunoscuți. De aceea, ce nu s-a spus în istorie, că Decebal a fost trădat, așa cu revista, i s-a întors și lui Decebal exact ce a făcut el lui revista, a fost trădat, nu putea fi învins niciodată, dar s-au răzbunat, ce nu se spune, că 11 daci de ei noștri au fost împărați în Roma și că noi am cucerit ulterior Roma și că Imperiul Bizantin era Imperiul nostru. Asta însă n-a avut Bicefal, nu ce credem noi, era cu totul altă simbolistică. Iar să nu uităm că prin 1100 încă exista imperiul acesta al vlaho-bulgar. Atâta știm, atât s-a spus. Care vlaho-bulgar? Vorbim de imperiul Getoda care se păsa, fiindcă capitala lor era la Târnovo, unde s-a găsit multă vreme asta și era la Sintei Paraschiva, ca un simbol al tracilor. Maștre și ea, ca sfântă, puterea ei a fost așa ca un simbol al tracilor. În capitala Imperiului Getodac. Există așa. De ce? Pentru că s-a găsit în o necropolă de prin Caransebeș în anul 1100. Am văzut cu ochii mei, asta în 87. Am văzut urna unui nobil. Era anul precis, 1100, nu știu cât. Nobil, da, că era aristocrat, pentru că era chipul cioplit cu chileati, deci căciuița aceea e nobil, da, tarabostes, și deasupra îndesăt era nomohrismonul, deci era creștin. Creștin, nobil drac, nobil drac, care a fost și incinerat în tradiția veche a dacilor. Asta este istoria noastră, ceea ce nu s-a spus și nu se dorește, pentru că unde a fost 1000 de ani? Pe 1000 de ani noi am condus un imperiu 1000 de ani. Aveam împărat și eram un imperiu întreg. Destrămarea a fost altă taină. Pentru că peste noapte, așa cum s-a întâmplat în Munții Anzilor, la Măiași, la Tolteci, Olmeci, Asteci, toate aceste civilizații au dispărut în minute, ca și dinozaurii. Că eu am prins în ghețari, i-a prins cu iarba între fălci. Deci ăia încă mestecau sărace când au fost doar înghețați. Ce s-a întâmplat, ce rază, ce nici n-au apucat să se ducă la toaletă, erau brusc înghețați, deci în fericire. Vă dați seama, aceste civilizații la fel? Cu arme care ne sunt necunoscute, practic. Absolut, absolut, despre asta vorbim. Despre asta vorbim și sunt lucruri clare și dovezi.
De ce ni se ascunde faptul de ultimul potop care a fost acum nici 300 de ani, vorbind de potopul cu noroi care a fost peste în toată Europa. Și am prieteni în zona Giurgiului care, având, din anii 80 ceva, a fost o 94-95, dacă nu mă înșel, o iarnă cumplită. Eu mi-aduc aminte că mă urcam pe casă și eram cu taică-mi și dădeam zăpada de pe acoperiș. Era bada la televizor, prin țară, plecat cu televiziunile și arătau cum veneau elicoptere și nu știau unde să aterizeze. Iar n-am întrerupt. Așteptăm conexiunea. Nu. Okay. Ne întrerupem, suntem mai puternici decât ei. Așa, corect. Să vă aducem aminte că poate oamenii au uitat. Știți că era balada aceea, vine valul mea calul? Noi am făceam hază necaz, fiindcă veneau cu viiturile și era frumos și soare, de unde Dumnezeu să vină atâta apă? E acum recent, nici 20 de ani. Să nu uităm, la noi în țară, a fost câteva ploi răzlețe prin diferite județe, răzlețe de jumătate de zi. Și deodată o apă teribilă au luat casele în toată țara. De unde apa aia, că din ploaia aia trecătoare, nu putea să fie apă mai mult, dar local, de unde Dumnezeu în toată țara a apărut o apă uriașă. Ca să înțelegeți că lucrurile astea s-au întâmplat de mai multe ori. Și perioada cu zăpezi așa cumplită, v-am zis că eram pe casă, dădeam zăpada de pe casă, și erau în alte părți mai rău, fiindcă nu știau unde sunt casele, zăpada era deasupra cornului, nu știau că de sub e casă. A fost situații acum de 20 de ani. Noi uităm prea repede. E, ceva de genul s-a întâmplat și prin anii 80 și oamenii pe atunci au găsit tot săpând să-și găsească că uita să nu mai știa unde este fântâna. Au săpat cumva pe lângă ceva de genul ăsta, au spart o ravenă, ceva, s-a surpat un acoperiș unui pește, ceva de genul. Culmea, în zona Giurgiu, vă dați seama că nu sunt formațiune castrice ca în începutul la munți. E, și ce au găsit acolo? O pădure perfect congelată, conservată în nisip, în nămol. Și au tras de acolo cu pagică foarte înalți și perfect, l-a mers perfect în sobe, fiindcă nu aveau ce să încălzească, nu aveau lemn și au smuls din pământ acei copaci. Lucrul ăsta e foarte cunoscut, a rămas în mai în spate, mutatis mutandis, cu 60 de milioane de ani în urmă, când erau dinozaurii, de ce totuși nu s-a găsit niciun fel de formă de viață inteligentă, ori extraterestri, ori oameni, ori ne ascundă ăștia nouă ceva? Cum adică era pe planetă? Mie aici mi s-a părut întotdeauna ceva foarte suspect. Deci să o luăm așa evolutiv. Dacă ceva evoluează, nu poate să ajungă dintr-un start la dita mai dinozaur, care avea nu știu câte tone. Sau triceratop, sau brontozaur, sau toate animalele alea. La fel și vegetația era foarte în Jurassic, în Precambrian. Deci erau vegetații extrem de bogată și de mare. Cum s-a ajuns atât de repede la așa ceva, dar totuși nu avea nicio formă de viață inteligentă? Sau ăștia au plecat și au distrus tot? Sau ce s-a întâmplat acolo, după părerea domnului? Sunt niște cărți. Acum, Imperiul Otoman a avut un foarte bun geograf, Piri Reis, dar înainte al lor a existat... El a fost inspirat după harta lui Mercator. Iar înainte lui Mercator, să știți că sunt niște dovezi teribile, niște descoperiri arheologice care au fost, le regăsim, sunt cenzurate, sigur, în special la Institutul Smithsonian, unde aceste artefacte sunt depozitate foarte interesant, foarte sigur, în zone mai asigurate decât Fort Knox, ceva similar cu Biblioteca Vaticană. Și referiri la așa ceva, găsim într-o carte pentru care autorii aproape că au fost linșați, dar a apucat să iasă cartea, e foarte scumpă, îl văd acum 170 de lei, dar sunt două volume, Arheologia interzisă, de Michael Cremo și Richard Thompson, editura Daxa, din 94-95 a fost scoasă cartea asta, cred că nu o mai găsim decât pe la Anticariată, dar este... părerea mea ca și Biblia. Arheologia interzisă chiar nu am, da, nu știam. E teribilă, păi acolo
450 de milioane de ani vechime, urmă de Pocank model NATO 43. Deci e genial, e genial. Pe oamenii au fost fugăriți, au vrut să-i omoare, l-au amenințat, a făcut, deci, au tipărit de pe o insulă cartea asta ca să poată să reușească să o scoată. Deci e fabulos. Ce, și nu știu cum a scăpat. Au proba acolo, au poze, chestii. Artefacte. Ei au fost dar și sunt arheologi. Ei au fost în echipele care au descoperit lucrurile. Și multe, multe instrumente, calculatoare, antice, ceva fabulos ce spune acolo. Da, deci dovedit științific. N-au ce să mai conteste. Sunt atât de multe dovezi și vin din atât de multe locuri încât... eu au renunțat, fiindcă nu mai pot să se împotrivească, să facă contracampanie, să zică, băi, ăștia erau nebuni, să inventeze, nebuni, să nu știu ce, sau au mințit, sau... E prea târziu, pentru că foarte multe dovezi vin similare în toate părțile și n-ai cum să-i oprești pe toți. Ăsta a fost și cheia succesului și norocul nostru că am aflat aceste lucruri, pentru că vin din prea multe direcții, același tip de informații, la diferite persoane care nu s-au cunoscut între ele, au pregătiri diferite, categorii sociale diferite, generații diferite și care nu aveau cum să influențeze unii pe alții. Deci situația este mai complicată decât ne-am putea imagina noi. Da. Tot ceea ce îmi spune cineva că arheologia interzisă ar fi încă pe stoc la Dacșa, pentru cine vrea să urgent. Da, deci... Deci, până la urmă, încă ni se ascund lucruri și cu referire la 60 de milioane de ani. Adică eu m-am gândit că ni se ascund niște adevăruri de acum 10-20 de mii de ani. Dar dacă și acum 60 de milioane înseamnă că... Nu religia, totuși nu înțeleg care-i miza. Care-i miza. Acum revenim la știință. Un chestie foarte interesant, eu am mai spus-o, dar oamenii au trecut prea repede pentru să fie chestie... pare banal, pare în zona de primul an de la medicină se învață și oamenii trec repede peste, fiindcă sunt atât de multe informații, îi bombardează încât nu mai știi care este mai importantă. Dar au trecut peste chestia asta, numărul de mitocondrii în corpul om. Mitocondria nu are ADN uman, este ADN mitocondrial. Că de ce este și păcatul evei și de ce după mitocondrii s-a luat în poporul evreu, este că numele de familie se dă după mama, adică după ADN-ul mitocondrial. Deci vorbim așa cum a zis de știință, fiindcă limbajul de 22 de semne a alfabetului ebraic reprezintă un cod de calculator în limbaj dodecalogic. Gândiți-vă că nu există vocale, doar consoane și acelea sunt în realitate cifre. Deci limbajul acela care noi credem că este un alfabet este de fapt un limbaj basic de calculator. Cod limbaj cod. De ce s-a întâmplat atunci? Gândiți-vă așa. Vorbim de religii. Religiile, să știți că la început erau știință. Și când vorbim de știință și de civilizația aceasta care a venit pe pământ de atâtea ori, trebuie să înțelegem că noi, în nouă, ni s-a ascuns faptul că omul a fost o creație lui Dumnezeu perfectă la început, altă statură. Aveam înălțime mare, Adam era mult mai înalt, uriași nu erau străini, ăia eram noi de fapt în realitate, oamenii erau uriași, nu că uriașii erau din Nefilim și erau că nu, statura oamenilor în primul rând era foarte mare și eram mari și la suflet și la voință și la trup, la toate. Ce este alt lucru important? Ni s-a ascuns alt lucru, faptul că mitocondria au venit ulterior în corpul nostru. Noi avem maxim 10 până la 21% maxim ADN uman, restul din cei în corpul nostru este ADN non-uman, apropo de controlul care avem asupra noastră. Acces la materia cenușie, neocortex, avem maxim 10%, ajungem la genii care ajung la 15%, oamenii care, nu știu, teleportează 20%. Ce se întâmplă dacă am putea să avem acces 50% din materia cenușie, am putea deja modifica realitatea exterioară. Pentru că a fost creat de Dumnezeu... Cum am putea modifica realitatea? Exact ca în Matrix. Ăla n-a fost film, a fost un documentar real. Documentar, da.
Da, noi suntem interconectați cuantic, aici e secretul. O mitocondrie sunt între 100 și 400 mitocondrii într-o celulă. Gândindu-ne că corpul omului este format din 100 de milioane, miliarde de celule, înmulțit cu 400, aducând aminte că mitocondria dezvoltă la nivel cuantic o putere de 20 de teravați, cât 5 centrale medii atomoelectrice, gen Cernavodă, de 5 centrale atomoelectrice, înmulțit cu 400 și înmulțit cu 100 de mii de miliarde, gândiți-vă ce forță, deci o supernovă este de 4-5 ori mai slabă decât ce poate dezvolta un om. Deci un om poate anihila într-o fracțiune secundă întreg sistemul solar. Sau poate să creeze, pentru că să nu uităm, în general spune că omul a dat nume viețuitoarelor. Deci Dumnezeu l-a pus pe om, la sfârșit, așa cum ai spus și în alte emisiune, profesorul chirurg care pune pe student după ce este din sala de operații, când termină operația cea mai greu, păi amici rămân rezidenți și studenții să închidă operația. Așa și omul, asistentul creatorului în grădinare, el a dat nume viețuitoarelor. Deci dacă înțelegem asta, omul ce înseamnă? Creator. Deci îl poate modifica realitatea. Asta este miza, nu numai sufletul. Capacitatea omului, noi nu avem nevoie de arme. Deci dacă vorbim de OZN-ul și civilizații, de orice fel sau orice ființă, orice este pe această lume, acest pământ, omul are puterea instantanee să anihileze totul. Tot, da, tot, și OZN-uri, și civilizații, și Anunnaki, și stele din jur. Tot, un singur om. Nu vorbim de 7 miliarde, de ei sunt îngroziți. Că dacă începem să ne trezim, să ne unim fiecare mințile, să ne cuplăm, nu avem nevoie de acces 50%. Aceștia 10% care avem, dar conectați toți într-o minte stup cuantică permanentă, putem să anihilăm instantaneu orice ființă non-umană, să o spulberăm, să o mutăm în altă dimensiune. Cu tot dar cu ne interesează chestia asta, întâi trebuie să le depistăm dacă există. Sunt foarte mulți. Noi nu știm nici câte urechi avem în cap. Și noi depistăm noi ființe non-umane. Neesențial cei neesențiali. Repet, nu ne interesează cei neesențiali. Ne interesează oamenii care știu despre ce vorbim. Și 2012, David Hawkins, care a premiul Nobel împreună cu Paul Linus prin kinesiologie și măsurând conștiința umană, că avem și nepedilie Bădescu cu noologia, David Hawkins a măsurat umanitatea și a spus că sunt în lume maxim 10% umani și din cei umani care au suflet de om sunt conștienți de natura lor, sunt și mai, deci aproape 1% din umanitate care vorbim ca noi, înțeleg lucrurile acestea, dar au și suflet trezit, deci suntem foarte puțini. Dar dacă totuși noi ținem în echilibru, în balans, că n-am dispărut încă ca civilizație, înseamnă că cineva totuși se împotrivește acestui nor negru. Ăștia 1% îi ține în față beznei care, tenebrele care vor să ne înghită. Păi dacă s-ar uni mai mulți și am deveni conștient de ce putere avem, vă repet, nu Anunnaki, mama Anunnakilor din toate universul, dacă ar fi aici toți, ar fi spulberați într-o fracțiune de secundă. Ar dispare pentru totdeauna din lumea noastră. Este atât de clar și știu. Ei știu chestia asta și asta este groaza lor. Ei nu cine? Ei cine? Conducătorii acestei lumii umani? O secundă. Foarte se știe, foarte precis cine sunt. Sunt Homo capensis, cei cu căpățânea mai alungită, așa zice noi că sunt bolnavi, sau cei că au fost scoși cu forceps, în realitate ei fac parte din familia Rothschild, mare parte, dar nu sunt singuri. Și ăștia sunt sclavii, sunt vătafii, este cât de elite. În realitate, elitele lumii noastre sunt niște sclavi nemernici și trădători ai rasei umane care au fost modificați genetic să poată să interacționeze cu aceste ființe multidimensionale și ei se cred stăpânii noștri. Ei s-au autoerijat în elite, cei care vorbesc în numele nostru. Noi suntem niște găini într-un coteț și vorbesc în numele nostru cu aceste civilizații care au venit să ne extragă toate resursele pe pământ, în special aurul, care trebuie să refacă atmosfera Nibiru. Așa scrie în documentele descoperite de Zaharia Sitkin. Sigur că s-ar putea să fie mult... Aurul ar fi cel mai important metal de pe planetă, de pe pământ? De alt fac, da. Mai și sunt niște metale rare care... uraniu, astea, paladium. Da, dar aurul le trebuie pentru că are proprietăți care pot reface atmosfera lor. Ei, să nu uităm că la 3600 de ani se întorc pe orbită și ajung la depărtări uriașe față de Soare, totuși orbit în jurul Soarelui,
Să ne imaginăm frigul de acesta de 27 de grade minus Celsius, care este aproape de 0 Kelvin, înseamnă temperatura 0 absolută a frigului, în care și materia are alte proprietăți, dar spune că se apropie de temperatura asta, acea planetă foarte departe de Soare. Iar atmosfera lor presupun că este cumva susținută de tehnologie, pentru că în mod natural n-ai cum să susții o atmosferă care să poată să mențină viața. Deci e clar că trăiesc undeva în subteran. Iar ca să fie la suprafață, înseamnă că le trebuie o atmosferă cu anumite proprietăți și au nevoie de particule de aur și nu au orice fel de aur. Aur monatomic. Aurul monatomic nu poate fi creat, asta știe orice chimist, este instabil și este imposibil de făcut în condiții normale, cel puțin pe Pământ. Trebuie să fie făcut prima, singură, cea mai importantă condiție să fie în zona imponderabilității, în niște câmpuri teribile care să susțină acele generatoare care descompun și creează acei izotopi de aur. Asta este aurul monatomic, aur izotopic. Ori aceste condiții de imponderabilitate non-gravitaționale sunt o condiție obligatorie pentru crearea acestui izotop. Se știe asta. Ori praful acela care a fost găsit undeva prin Buceni, prin Bozioru, până s-a găsit și în alte părți ale lumii, Machu Picchu, nu întâmplător, sunt multe acești munți numiți de noi Cogayon, adică munți sfinți. Munții care sunt un fel de, înainte erau obeliscuri, acum sunt munți, nu sunt naturali. Au fost creați artificial ca și în Muntenegru și în Macedonia, piramide de 3-4 ori mai mari decât acea lui Cheops, care sunt acum considerați munți, dar de piramide artificiale. S-au găsit țevile pe interior și acele dispozitive care există și se fac, nu au putut să oprească, sunt turiști care merg acolo. Deci sunt artificiale. Acești munți, ei aveau rolul de captare, de pre-preparare a aurului, pentru că restul era adus pe niște stații orbitale pentru a fi transformat în aur monatomic. Acolo s-a găsit foarte mult aur de genul acesta, praf, un praf alb, care spune că are proprietățile de a regenera corpul uman, țesuturile vii și de a întineri pe om. Acum legendele sunt multe. E important cum de a reușit să se păstreze, să îi găsească o formă stabilă. În ce condiții l-a păstrat și cum a putut să ducă în condiții stabile. Acel praf. Asta e altă poveste. Acum revenim la credință și la acești zei. Revin. Omul poate, dacă se unește și noi ne conectăm între noi, fiindcă noi nu avem nevoie de roboți sau de inteligență artificială, fiindcă noi inițial, la începutul evoluției noastre, și noi am fost la început doar niște programe, așa e super, pentru că este un program. Dintr-un calculator. E doar program sufletul, să ne fie foarte limpede. Apoi acest program a fost pus în golemul creat de Dumnezeu, de om din lut, așa cum de parte cu materie, și creat o ființă. Ce au făcut ăștia în laboratoare acum cu acești androizi? Noi la început eram la fel. Acum să nu apară că sunt nu știu ce, că Satana. Serios, dar noi ce am făcut la început? Pentru ființele deci, care am fost aduse aici cu 2.500.000 de ani dinaintea noastră pe Pământ, că noi n-am fost fabricați pe Pământ, am fost aduși din altă parte. Deci venind aici pe capul ăstora și am distrus ce am putut distruge. Și atunci ne mirăm de ce natura se împotrivește contra noastră. Păi niciodată n-am fost noi pentru natură și nici natura pentru noi. Omul nu este din natură. Intrăm noi în simbioză, în urma unor ritualuri, cum făceau indo-americanii, amerindieni și cerau voie copacului, spiritul copacului să taie un copac sau căprioarii să fie vânată. Asta e altă poveste, dar în mod natural noi n-am cred că s-a și pierdut deja complet povestea asta. Da. Nu mai e la mod acum să respecti natura. Noi n-am fost aici, de-aia și o distrugem așa, fiindcă în Natavi, când în zona noastră, în istoria moleculară a vieții ancestrale noastre, noi am fost contra naturii, fiindcă nu suntem de aici. Noi am considerat o stilă de la început. Și creăm și naturii aceeași reacție ostilă față de noi, fiindcă noi suntem ostili față de ea. Noi avem oricum ceasul biologic vreo oră diferită de nu în 24 de ore, deci s-a dovedit științific și noi avem la nivel de cromodinamică cuantică, așa se descoperi la nivel de celulă sau măsurat, s-a calculat elementele acestea chimice. Și foarte interesant că acolo se găsesc multe elemente care nu sunt regăsite în tabelul Mendeleev și nu sunt de pe Pământ.
Deci noi nu am fost făcuți aici, avem elementele noastre constitutive care nu sunt aici, nu se găsesc pe pământ. Asta este prima dovadă. Deci nu suntem aduși aici într-un fel în care nu ne respectăm gazda, că până la cu legile climatice ăștia nu vorbesc aiurea, dar cineva vorbește prin ei. Cu siguranță nu sunt umani. Cei care vorbesc prin acești, gen Davos, care vorbim de muntele vrăjit al lui Thomas Mann, că ăsta este Davosul și totul e magic, totul este din cărți, totul este dintr-un film, dintr-un vis, nu vedeți că tot ce se întâmplă a fost dinainte, ori din filme din anii 70, ori din cărți din anii 50 de SF, acum întâmplările, realitatea este ce au scris ei atunci. Mergem și ne scufundăm cu submarinele lui Jules Verne sau la Da Vinci, mergem cu elicopterul Da Vinci. Deci toate au fost văzute înainte. Deci nu este reală. Tot ce se întâmplă nouă sunt visele unora. Noi trăim într-un vis. Totul sunt creațiile altora. S-au materializat acum pentru că noi trăim practic într-o bulă, exact ca un balon de săpun, în care mintea noastră proiectează această realitate. Și dacă am înțeles asta, înțelegem că noi trebuie să ne revendicăm realitatea. Încerc scuze că am vorbit repede, dar noi am intrat târziu în emisiune și sunt atât de multe lucruri de spus, cine n-a înțeles, derulează frumușel așa și a pe bucăți, stă cu pixul în mână, l-am spus frumușel, fiindcă sunt, nu uitați, cel mai important, băbește, abecedarul, arheologia interzisă, luați, vedeți, Grigore Gral, albul Gral, vedeți ce a spus, ce limbaj a descoperit. Limbajul fonogenetic, cum îl găsim în runele, care a fost limba și abecedarul dacilor. 44 de semne care le regăsim, că n-au existat, cum să nu fie, alfabetul lor. Le regăsim în Hertovalus, găsim în Codex Valahorum, găsim în scriere, cum am spus eu, în complexul de la Buzău, așteptând reconectarea. Asta, filmul Matrix. Păi, dar bineînțeles, este un documentar, l-au scăpat. Dar știți ce a pățit regizorul? A fost ucis imediat după ce l-a făcut. A fost o condiție. El a fost regizorul care a făcut aselerizarea și a spus să voi, a pus o condiție, să facă un film. Numai că el a spus prea mult în acest film, și l-au scos și pe Alex Collier, la fel l-au sinucis și mulți cei cu disclosure și sunt multe lucruri și Monest din protocoalele la Toronto. Deci, noastră, toate acestea, dar sunt banalități. Dacă vorbim de masonerie, Bilderberg, se pare, wow, nu este adevărat. Astea sunt niște, cum să spun eu, ce se pare nouă și vai, nu mai vorbim că e periculos. Este cea mai mare problemă, nu e deloc periculos, este praful aruncat la vedere. Tot ce ne putem imagina cu acea piramidă și ochiul despre 33 de grade, 100 la Memphis, Misraim, sunt prostioare, sunt nimic. Gândiți-vă că peste orice organizație posibil imaginată din ce v-am spus eu, există ființe non-umane. Acolo e problema. Și problema nu sunt ei, lor le frică îngrozitoare de noi, așa cum credem noi că păi intră în vis peste tine și sunt mental și te ia și te răpește, da, individual. Și la ce că le frică și ce mai slab. Dar dacă noi ne conectăm unii cu alții, devenim o ființă atot puternică, care poate elimina definitiv din realitate continuul acesta spațiu temporal, aceste ființe cu tot ce a fost evreodată în trecut, prezent și viitor. Asta să nu uitați niciodată. Avem puterea asta. Nu ne interesează politica, războaiele, prostiile astea care sunt niște fake news-uri, cum s-a spune, pe șevaletul istoriei. Gândul lui Dumnezeu. Luis? Aveam o problemă cu microfonul. Ziceam că lumea totuși moare acolo, în războaiele astea. Moare, dar hai să ne gândim. Totuși, de ce noi trăim și ei mor? Oare care este realitatea? Cât de adevărate sunt viețile lor? Nu, pe am avut o cunoștință care a murit. Ok. Acum gândim altfel. Dacă nu era acolo,
și nu lovea glonțul sau schijă, așa mai departe, ci era în baie și cădea uscător de păr în apă, se electrocutea. Eu vă spun că, indiferent unde ar fi fost, omul acela pleca din lumea noastră. Asta este primul lucru care să gândim când sunt afectați emoțional. Adică mergeți pe o fatalitate din asta, a unui destin care e stabilit, prestabilit. Nu poți să fentezi moartea acum. Prestabilit de noi, fiindcă sunt lucruri asumate. Noi, înainte de întrupare, suntem... venim în această lume. Se pune un program, oare? Se pune un program, poți să faci asta? E un film și se pune în față și tu ești de acord sau nu, că ai tot dreptul să refuzi. De aceea sunt mulți care vin și trăiesc o lună, maxim două pe pământ și a murit un copil, o tragedie. În realitate, acest suflet a vrut să își facă treaba sau mai avea ceva de completat la destinul lui, la viața lui, la, mă rog, așa, la CV-ul lui, două luni și atât le-a făcut aici. Adică un rest de pedeapsă, ca în codul penal. Dar în momentul în care îți asumi o viață întreagă, se pune în față toate detaliile, absolut la virgulă, la secundă. Și tu te uiți cu atenție, analizezi, te gândești, da, sunt de acord, eu mi-asum, eu mă descurc, eu pot, nicio problemă, intru în viață. Și uităm că aici e problema. La momentul întrupării, ți se șterg toate amintiile, tabula rasa. Uiți, și unii își mai amintesc câte ceva, dar cazuri rare. Cazuri rare. Unii avem numele noastre, care ai nu unii, toți avem niște nume care înainte de naștere. De exemplu, tatăl Sfântului, dreptului, Ioan înainte botezătorul, Zaharia, preotul Zaharia, a primit numele copilului, adică copilul avea numele lui înainte de a se naște. A spus că Ioan se va numi. Deci el știa numele lui înainte de a se naște. Deci noi venim în realitate cu numele noastre înainte. Că ne-l aduce aminte, că ne-l aduce aminte, aceste nume contează foarte mult. Dar nu numai numele, noi avem o întreagă panoplie de un registru uriaș de daruri spirituale care le putem folosi dacă reușim să spargem bariera aia, că avem așa, un fel de cameră unde, în momentul de întrupări, ești copil curat, așa, n-ai haină, n-ai nimic, nu știu dacă vei avea familie, părinți, rude, vei scrie vreo carte sau ai vreo televiziune ca Lazarus. Nu știi ce vei face în viață. Și vei tabula rasa, dezbrăcat. Însă există o cameră undeva unde ți se închid sub lacăt toate armele care ai avut arme, ai avut muniții, ai avut provizii, hărți, butoane, ce treabă aveai, că misiunea e foarte precisă. Noi aveam o misiune în viață. Și interesant că înainte de a intra în viață, adică a fi parașutați în zona de război, venim companie întreagă, batalion, suntem zona militară. De ce militară? Pentru că e conflict. Vedeți că tot e polarizat. Nu e nimeni în mintea lui, totul este împrăștiat și sunt excepții, gen sfinți, profeți, care sunt în echilibru. Majoritatea sunt cu da și nu, plus și minus, in și yang, tot timpul, pentru că tot e polarizat. Unde există polaritate, există conflict, război. Clar, asta e zona de război. Și într-o zonă de război, nimeni nu este trimis singur. E doctrina, este clar. Întotdeauna să fie cel puțin încă 1, 2, 3. Ne venim batalioane întregi. Unde sunt ceilalți? De multe ori ne întâlnim cu ei, dar suntem defalați, fiindcă așa e legea, ca să fie cât mai greu. Exact ca într-o insula dragostei. Te duci acolo și ești parașutat. Și ca să nu ne regăsim între noi, ne defazează și temporal. Unii sunt mai devreme, alții mai târziu, alții pe un continent, alții pe alt continent. Dar când te întâlnești cu unul din cei din compania ta, din patalionul, îl recunoști imediat. Și ai o străfulgerare așa, când se interferează privirile, un deja vu. Și zici, m-am îndrăgostit, dar ce vrei dacă este bărbat? N-ai nicio legătură cu dragostea. Are legătură cu sufletul acelui om care l-a recunoscut. Ăsta îl știu de mult, din totdeauna. Dom'le, cine e persoana asta? Tu poate că te și încurcă, tu poate ai deja copii și căsătorii, dar atât îți zboară mintea, inima și ce extraordinar, ce se întâmplă ceva, aici e omul ăsta. Exact. Cu el trebuia să fie la început. Noi suntem hărăziți pentru anumite lucruri, ne întâlnim și aici nu e vorba de o singură persoană. Suntem în realitate mult mai mulți care trebuie să ne uimim pe haită. Ne conectăm și ne aducem aminte de misiunea noastră și atunci devenim mai eficienți. Și întotdeauna misiunea tuturor converg la același lucru. Spargerea zidului. Acum nu știu dacă este vorba de firmament, de oricum este conferit de închisoare. Închisoarea, în primul rând, este închisoarea minții noastre. Dacă reușești să spargi această închisoare, cu siguranță zboară minciuna. Toate aceste proiecții false, există proiecții false în jurul nostru, dispar și apare adevărul.
Adevărul este că nu întâmplător este simbolizat de cruce. Crucea este un fel de simbol cubului, cubul care îngrădește și limitează tot. Hristos a venit, s-a răstignit pe cruce. Ce înseamnă? Anihilând crucea, spărgând cubul. Se spune că la moartea Mântuitorului, la ora 12, nu zice, ceasul la 6-lea, s-a rupt catapeteasma templului. Ce era templul? Era legământul? Era legământul? Ce era? Un fel de actul de trădare, semnat între acei homo capensis, adică vătafii noștri, acei hibriți umani și acei civilizați. Și ea era, adică semnătura că ei vor fi să fie lor că se calme, sclavii nu să știe nimic și se ocupă ca sclavii să-și facă treaba lor. Ăsta era legământul templului, adică toți se meargă în orbeți, în sclavie, obediență perfectă și să nu ridice privirea. S-a spart catapeteasma, adică sclavia aceasta sufletească spirituală față de acești Anunnaki, să dăm un exemplu. Nu erau Anunnaki, că nu e vorba de o civilizație. Anunnaki este, nu știu, este la 15-a spiță la căruță. Sunt foarte multe alte elemente, mult mai complexe și vin în valuri, în valuri. Mai multe civilizații au venit aici. Întotdeauna, după ce exagerau și stricau genomul uman, încercând să-și, am zis, genul lor cu cel al omului, să strice chipul lui Dumnezeu, cum s-ar spune, venea proprietarul adevărat și le spulbera. Și ultima civilizație au băgat-o în niște închisori, cumva interdimensionale, și cu ieșirile și porțile până la prin tărâmul nostru. Așa numită, de aia se zice tărtăria. Păi tărtăria era locuită de tărtărieni. Tărtărienii erau gardienii Hadesului, unde erau închise aceste ființe și erau uși la propriu, cornuri, unde găsim mulți vulcani noștri. De pe acolo erau acces în aceste locuri. Se spune că Ceaușescu la un moment dat a fost dus pentru o galerie specială și au ajuns să vadă acele ființe, cumva au găsit o modalitate să se privească în zona aceea interdimensională. S-a speriat și a fugit de acolo și cele de mâncare. Păi uite, acum am dus, nu știu, câteva goane de portocale roșii de Sicilia. Astfel, nu știu că era desertul sau... Da, de ce le plăceau portocalele roșii de Sicilia? Păi asta de aici era. Acum poate era desertul, că masa principală erau 2-3 oameni mai grași, așa, nu știu. Sau ciobani sau din alte zone, din ținută secuiesc, nu știm ce le dea să mănânce. Era pe acolo ceva, felul principal, nu știm. Acum trebuie să vedem ce cu ce le obișnuiesc, că dacă ne enervăm cumva s-ar putea să scăpăm din greșeală butonul, că avem, noi nu avem nevoie de bombe atomice. Dacă deschidem locul la muntele ăla și ies ciudățenile acelea pe pământ, s-a terminat și cu baze militare și s-a terminat și cu avioane, cu tot, s-a resetat pe bune pământul, s-ar putea să fie nevoie. De noi dacă ne simt că suntem în rezonanță, adică cu adevărul, nu ne fac nimic, nu ne ating. Eu am văzut asta la gardianul Sphinxului, când a fost la un solstițiu de genul ăsta, acest cu o zi înainte, că vreau să fac liturghia. De ce? Ca să ni mintea mea, mă, băi, ce a fost ritual înainte, erau păgâni, au spurcat, hai să curățim, să simțim locul. Până la urmă, un simbol național, era ceva firesc, până la urmă, adică nu era nimic în contradicție cu credința. Făceam un slujbă acolo de simțire. Ei, du-te cu o zi înainte, de noapte. Și vreau să vă spun că am văzut un perete bezna, apropo, că se spune în cărțile vechi, alea de 1850, că după aceea a început resetare și la cărțile noastre, se spunea că acest balaur a fost închis în adâncurile Tartarului și se menționează, deci nu spune în Hades, în iad, nu, în adâncurile Tartarului, cu lanțuri de întuneric, nu cu lanțuri de lumină, cu întuneric. Deci, pe undeva putem înțelege că aceste ființe de lumină nu puteau fi închise cu lumină, ci cu întuneric. Puteau oamenii noștri de atunci să manipuleze întunericul. Ce e întuneric? Materie întunecată, energie întunecată. Deci aveau capacitatea de a se juca cu black goo, cu această mâzgă neagră, că acum o găsim peste tot și la modă și toate armatele lumii caută disperate cum să pună mâna pe ele, fiindcă e o chestie interesantă cu ferrolichid, care are proprietăți inteligente. Materie inteligentă, foarte interesant, poate fi programată. E, chestia asta o foloseau înainte pentru a închide aceste entități în adâncurile Tartarului, așa spun cărțile sfinte. Și văzând acela, mi-a dat seama de cenatoria aceea beznă,
o tornadă, fabuloasă în jurul Simsului, pe când era cabana aceea la Babel, era încă deschisă, numărise administratorul Nanel, nu știu cum îl chema, și când m-am dus acolo înainte personal ca să văd ce să fac a doua zi, ca să-mi fac traseul mental și mai departe, nu mi-a dat acces, cât eram eu de lider și nu știu ce, și zalmoxian și klingonian, ce credeam eu că sunt acusată. Nici o pilă n-am avut, am dat-o pe toate limbile posibile. Băi, eu cunosc așa, așa, sunt de acolo, nimic. Am încercat-o cu ăștia, cu daci, băi, eu sunt dac, sunt a răjeală, când te dai dac, la noi nu merge. Am încercat să mă iau cu tot fel de tertipuri, mantre, rugăciuni, scheme, mudre. Da, asta când se întâmpla? 2017. Da, și m-am retras, am zis, băi, clar, nu insist că nu e bine. Știam că nu prea e bine să pui. Deci un metru încoace era liniște total, liniște, și nu se tulbura nici frunza. Un metru dincolo era o tornadă de ridica bolovani în aer. Deci era un fenomen foarte straniu. Adică un cerc care înconjura cu energie și un fenomen meteo exact sinks, unde era tot muntele ăla. Bun, m-am retras și m-am întors la cabană. Numai că niște ciudățeni din grupul nostru, care se credeau ei Superman, cred că erau și cu ceva băutură la noastră, l-am însăt cum să ai tupeu să duci acolo. Și aia mă duc la Sfinț, eu sunt tare, eu sunt cine sunt eu. Și deodată, eu nu știam, am văzut că lipsesc unii. Bă, unde, ce fac afară? Avem toaletă înăuntru. Ce caută ei pe afară, noapte, la ora asta, munți? Băi, mă, sunt animale, mai sunt. Și platoul la Bucei și toată lumea știe că nu... mai dispar oamenii și n-are legătură cu prăpăsii și cu animale, ci e vorba de alte fenomene. Din totdeauna am fost și toți știu asta, dar nu prea știu exact cum să zic, că ei se explice. Zic, bă, nu adică e bine un portal, ceva? Întotdeauna. Întotdeauna apare acolo când nu te aștept. Sunt de-astea alei poteci care apar de nicăieri, o ceață fulgurantă, așa, electrizantă, care apare nicăieri și ca un fel de sună de muzică de sânziene, care nu neapărat în perioada în iunie, întotdeauna apar și când nu te aștepți, și dacă o iei pe potecă așa, hipnotic, te duci și cazi în prăpastie. Dar tu mergi pe potecă deasupra prăpastiei, vreo 5-6 metri. Și apoi, cam desanimată, dispare ceața și vezi că ești din hău și cazi. Deci ceva te duce acolo. Adică sunt fenomene de astea care nu prea sunt ok și astea sunt cele mai soft. Sunt niște porți care apar și te duci, intri pe ele și copii de ciobani, mulți au dispărut așa. Și părinților erau în spate și țipau, ieși, ieși de acolo, și ăla curios a luat și nu seama. S-a închis portalul în spatele și a dispărut. Și a apărut pe vreo 40 de ani, după aceea exact ca la Montauk și cu, mă știa, cu experimentul Philadelphia. Philadelphia, da. Da, exact, și de platou Bucegi. Bun, și m-am întors. Numai că un băiețaș venit din Germania, special pentru, și eu eram așa misterios, facem portal de... solstițiu și ne întâlnim, facem liturghie așa, eu amestecând una cu altă, adevărat că n-a fost ok, dar n-avei cum altfel să te duci. Eu mi-e trebuia neapărat liturghie, că știam ce fac atunci și nu putea să-i mă duc să deschid un portal, fac o liturghie pentru creștinii noștri, că așa, atât trebuie să știi, ei alți, că fac portalul și cum să le spui și unii și alții că erau din zone diferite. Și atunci am făcut un fel de talmaș balmeș. Mi-am luat la jurături după aia ce mi-au spus toți, că e eretic, că nu e nici, că cu draci, cu așa. Și n-am mai putut eu. În realitate am sigilat acel loc. Vreau să spun că ce s-a întâmplat cu băiețașul ăsta. S-a dus atunci, nu s-a lăsat și a trecut de întuneric, că l-am văzut și eu. Și deodată auzim un urle și un țipăt afară, de ne-a înghețat, sângele îmi vine. Am ieșit repede pe afară, am lucit să vedem ce se întâmplă. Mă gândeam, băi, un animal a sfârșit pe ăsta. Știam că se era singurul pe afară. Vine ăla fugind cu geaca ruptă, căzută de pe el, s-a împiedicat, a căzut și pățit. Și bine, povestea e lungă, ce abia respirând după ce și-a revenit, mi-a zis, păi, n-a văzut animale așa mari pe aici? Ce ai pățit, mă, ce ai văzut? Mi-a dat seama că a văzut ceva. Bă, dihani, nu cred că există de 3 metri un lup uriaș și cu ochii roșii în cap. Mi-a zis, măi, tâmpitule, ăla-i spiritul care păzește Sfinxul, ăla-i de mii de ani, miliarde de ani. Nu înțelegi că dacă vrea să te mânci, te mânca de mult și nu mai țipai tu. Deci era semnul că pe tu ai văzut și ai auzit. De ce te mi-ai dus acolo când vezi că e peretele ăla acolo și creat acel fenomen ciudat? Păi nu e logic că nu trebuie să treci mai departe? Ce trebuie tu să te mânci undeva să duci să fii tu? A, păi ce că eu nu mi-e frică mie? Să zici mersi că nu te-am mușcat de fund, că puteai să fie mai rău.
E, deci aceste spirite care, deci, mula, știm noi de acest simbol al neamului nostru cu lupul alb, ei, ăla nu e un lup, e o chestie de vreo 3 metri înălțime, așa, în patru labe, nu mai zic când se ridică, și are ochii ca niște lasere roșii și pare fioros, de fapt e un spirit protector, nimic altceva. Și îl vezi sub forma aia, pentru că trebuie să-ți spună o formă sau alta că e o zonă în care nu trebuie să intri. Atât de simplu. De asta vreau să spun că există autobucici care au fost înainte un cosmodrom, pentru că efectul acela Coriolis cu devirea la stânga a energiilor văzute de noi toți, în momentul în care ne-am dat seama că se inversa la solstițiu, austru cu ăsta... cribățul cu austrul se inversează sensul curenților de aer și am văzut că toți deviază cum urcă de la palina spre babe, despre stânga, toți monoliția sunt vreo 4 sfinși și nu e unul singur, toți sunt să deviază spre stânga. Pentru că curenții de aer așa sunt, că sunt ca niște tornade. Și exact fenomenul Schauberger. Deci în momentul în care fluidele au o anumită viteză, au un anumit unghi și anumit sens, că și sensul și unghiul contează, când toate cele trei elemente se suprapun, apare efectul Schauberger, adică de antigravitație. Exact, și am zis asta o dată, cum sunt copacii cedri din Rusia, care au niște pini interesanți, când bate vântul, frunzele alea încep să fluiere într-un fel, adică fluieră vântul prin frunze. Un lucru banal, zicem noi, ok? Dar cum explici faptul că atunci când se oprește vântul și nu mai aparte niciun pale de vânt prin copacii ăia, ăia fluieră în continuare? Pentru că îți îngheață inima, pentru că așa comunică între ei. Sunt ființe inteligente, mult superioare omului. Și acest fenomen îl regăsim la tobuceci. Când vântul mai bate, șuieratul persistă. Efectul Schauberger. Și este antigravitațional. Acel șuierat se amplifică pe moment ce trece și duce undeva. Eu zic că noi la solstițiu, vreo cu 6 ore înainte de solstițiu, înainte de răsărit, când atunci se deschide cu adevărat un portal uriaș, acolo ce era? Un cosmodrom. Deschidea un portal și niște nave gigantice se așezau acolo pe un platou. Cam asta era tot secretul. Și restul era tehnologia, logistica, nu știu, debarcării, charterul care era marfă și mai departe, aurul, probabil că lua de aici, apar n-am, sclavii plecau de aici sau erau aduse tehnologii, clar că era un cosmodrom, pentru că acel portal era uriaș, nu era pentru o persoană, era pentru nave foarte mari. Deci astea sunt lucruri oricând care pot fi dovedite și măsurate, să știu aceste fenomene. Nu e vorba doar de cogaioni de la noi, sunt cogaioni peste tot în lume, Taboriu un cogaion, Machu Picchu un cogaion, sunt munți sfinți, pentru că Dumnezeu a vorbit omenirii din totdeauna de pe munte. Muntele este simbolul Tatălui, simbolul transformării, Yangul. De pe Sinai s-a dat tablele legii, pe muntele Horeb s-a arătat Dumnezeul lui Moise, muntele Bal și Garizim, blestemul și binecuvântare, iar polaritatea, apoi Hristos, de pe muntele fericirilor, a dat legea Noului Testament. De pe munte întotdeauna s-a dat un fel de simbolul autorității, simbolul Tatălui, masculinității, Yang. Acestea sunt lucruri cunoscute, pentru că omenirea întotdeauna a fost gestionată, influențată de simboluri, de noi în simboluri trăim, că simbolul are și din greacă semantica a ceea ce unește. Diavolon este cel care separe, foarte interesant. Deci cumva anti-antihristul este simbolul. E cel care unește, diavolul cel care separe și duce la schizofrenie, ruperea unității. Bolile de mentale sunt întotdeauna o formă de demonizare. Cu siguranță, pentru că apare la nivel incipient, la cele mai mici detalii, când se repetă, detalii creează disfuncționalități multiple în timp și atunci separă mintea, o dezbină și... Sunt de multe denumiri, fiindcă toate, tot ce spune acum sunt boli sufletești și toate sunt născute din incapacitatea omului de a-și accesa toate puterile lui sufletești și mentale. Că dacă ar putea face asta, ar vedea adevărul întreg, s-ar conecta instantaneu cu toată realitatea, cu toată adevărul, ar toate, tot ce am vorbit noi acum,
tot ce am spus noi acum, mare parte sunt titluri de capitole. Noi n-am intrat în realitate în niciun subiect. Noi am atins așa în mare. Exact, da. Începutul. Poate data viitoare vom fi mai punctuali pe ceva anume, în mod, chiar îi rog pe toți cei care se uită, au fost peste 3000 de oameni cu noi tot timpul și iată este ora 12 și un sfert noaptea. Dar pentru că mâine e o zi de muncă, nu vă mai ținem, fiecare dintre voi are multe de făcut pe acasă și la treabă mâine dimineață, dar promitem că vom reveni cu niște teme precise în care voi să puneți întrebări și Părintele Singurov să vă poată răspunde. Așa că acum la sfârșit, mă rog, fiecare atunci când se va uita la această emisiune, pe care vă rog încă de pe acum să o distribuiți masiv, vreau să menționați ce interese ați avea voi, pe ce teme, ce vă interesează cel mai mult, ce v-a pus în dificultate, ce credeți, ce nu credeți, lucruri de genul ăsta. Pentru că eu zic că sunt și aceste emisiuni extrem de interesante, ele încercând cât de puțin sau poate mai mult să dea la o parte vălul ignoranței și să ne ajute să privim lucrurile și altfel. Nu este vorba aici în mod deosebit de a contesta vreo religie. Nu e vorba de a introduce concepte ateiste. Nu e vorba de a face prea multă filozofie. Nu, este un cumul de informații care sunt puse într-o logică, astfel încât să încercăm să ne dăm niște răspunsuri. Pentru că noi suntem ortodoxi. Ortodoxul, creștinul ortodox, este strâns legat indisolubil de anul zero, să zicem, venirea lui Iisus Hristos. Întrebarea e ce a fost înainte. Că ne putem raporta numai la această perioadă, anul 0, anul 2023, mâine, poimine, 2024, dar vedeți că sunt niște zeci de mii de ani care prezintă vestigii înainte de momentul ăsta, vestigii, religii, zeități, multe povești, adică ar trebui să decriptăm tot ce e până la anul 0, ca după aceea să înțelegem ce a fost, de ce a fost necesar, iată, venirea lui Iisus cu religia iubirii, exact, dacă îi putem spune așa, nu? Care este, de fapt, credința noastră creștin-ortodoxă. Deci, așa zic eu că ar trebui să privim lucrurile. Deci, am văzut niște fel de fel de mesaje, nu foarte multe, care vorbesc de dracu, de lacu, de nu știu ce, că preotul Singurov, că nu e ortodox, că nu e aia, că nu e elaltă. Aici nu este neapărat o discuție despre religie ortodoxă, anul zero, anul nașterii lui Hristos. Putem să facem și această discuție. Sigur că da. Și o să sune altfel. Noi ne-am dus mai în spate, mult în spate, da, ca să ajungem la un anumit moment dat să discutăm despre Iisus și despre celelalte religii. Cum apar, cine sunt ei, cei trei mari, dacă putem spune așa, Iisus cu Buddha și cu Mohameda. Normal că Iisus este deasupra tuturor, adică și în Coran este menționat Iisus, deci nici nu se pune problema. Da, să facă Părintele Singurov un final al acestei emisiuni, vă rog. Îmi cer scuze pentru faptul că am vorbit mai lapidar. Problema este că am început târziu și trebuia să punem la un loc mai multe informații. Și vă promit că data viitoare vorbesc mult mai rar și mai detaliat în ce dumneavoastră o să veniți cu întrebările respective. Și exact cum a spus Luis, o să vă rugăm, nu amestecați religia, credința cu aceste informații, pentru că Hristos ne-a îndemnat pe toți că căutați și veți afla, cereți și veți afla, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Deci aceste lucruri le găsim în Scriptură. Bate la ușă, se va deschide. Ce înseamnă? Ușa inimii, ușa cunoașterii. Nu poți să ajungi la Dumnezeu, dacă vorbim acum strict mistic, pentru tataia și mamaia care merge la biserică de pași cu lumânarea aprinsă și nimic altceva nu știu și poate nu au nevoie pentru mântuirea lor. Ok, dar dacă tu nu-L cunoști pe Dumnezeu, cum poți să pretinzi că-L iubești?
Iubești pe cine nu cunoști? Niciodată. Este o minciună. Te minți pe tine. De ce trăiești într-o minciună? De ce crezi că minciuna care trăiești tu este confortabilă și că nu ai nevoie de altceva? Pentru că ți-e frică să afli adevărul. Deschide ușa. Hristos a spus, îndrăznește. Deschide. Cere. Află. Până că trăind într-o minciună, te minți pe tine și nu te mântuiești. E doar o iluzie. Ai curajul că dacă ai credință cu adevărat, nu te sperii să afli adevărul. Și vă garantez, nimic din ce veți afla sau orice de-am discutat noi, nu este în contradicție cu adevărata credință, cu ortodoxia sau cu orice altă religie. Nicio contradicție. Din potrivă, completează și întărește misiunea lui Hristos care a venit aici să ne salveze. Noi putem detalia ce înseamnă exact această salvare. Că mulți au spus mântuire. Bun. Ce înseamnă mântuire? Nimeni n-a explicat exact cu punct și virgulă. Cu formule matematice, ba da, se poate explica exact ce înseamnă mântuire. Dar pentru asta, data viitoare, detalii, dar vă rog frumos, în dorința de a ști, nu cu ostilitate, da, trebuie să respecti cunoașterea, să o iubești și să o privești în așa fel încât să nu ți se pară că este contrară credinței. Atunci s-a terminat, nu ești în echilibru. Nu vrei să afli adevărul. În adevăr este un om care nu-i frică să afle alte lucruri, fiindcă știe exact că orice ar afla nu îi va schimba credința lui, ci o va întări. Asta, ce s-a spus? La urmă, dragi prieteni, știința și religia sunt complementare, nu în conflict. Doar că uneori se interpretează prea agresiv, prea ad literam anumite versete, anumite poziții, fraze alineate din cărțile sfinte, din Biblie, din celelalte. Da, ne oprim aici, dragi prieteni, toate cele bune, aveți grijă de voi, ne revedem toată această săptămână, practic, în fiecare seară o să fim aici pentru voi. O să avem și niște anchete, o să avem și niște discuții cu cine vă așteptați mai puțin, așa că o să fie o săptămână înainte de 1 decembrie extrem de drăguță și reconfortantă pentru voi, o să aflați lucruri noi. Toate cele bune, aveți grijă de voi, dragilor, baftă, ne vedem mâine. Viața în lumină, să trăiți!